Primăria Ghiroda anunță mai multe proiecte de semnalizare rutieră pe raza localităților Ghiroda și Giarmatavii. Primarul comunei Ghiroda, Eunuț Stănușoiu, prezintă primele proiecte de semnalizare rutieră care se vor implementa în curând în cele două localități. Construire calmatoare din asfalt în Ghiroda și Giarmatavii. Este un proiect solicitat de foarte multe persoane din Ghiroda și Giarmatavii pentru siguranța participanților la trafic. Pe străzile modernizate vom veni și vom construi aceste calmatoare din asfalt, iar pe cele care încă nu au trecut prin procesul de modernizare vor rămâne cele din plastic. Voi reveni cu o postare cu harta, cu planul de pe fiecare stradă și cum vor fi repartizate aceste calmatoare. Separat de acest proiect, mai avem în curs de autorizare un alt proiect care prevede montarea unor semafoare pe strada Victoria în faza 1 din Ghiroda, semafoare care vor permite pietonilor să apese pe buton și să schimbe culoarea semaforului pe verde pentru pieton și roșu la automobile. Suplimentar, aceste semafoare vor fi dotate cu radare care vor citi viteza de deplasare a automobilului, iar în funcție de depășirea limitei vor da roșu, astfel încât dacă o persoană merge normal în limitele legale cu mașina pe stradă, semaforul e pe verde. În momentul în care depășesc limita legală, semaforul automat trece pe roșu. Asta pentru a începe să limităm depășirile valorilor legale de circulație prin comunitatea noastră. Toate aceste proiecte sunt gândite pentru siguranța tuturor participanților la trafic.